O femeie de 32 de ani din Italia a fost ucisă cu cruzime de băiatul său de 15 ani, pentru că voia să-l părăsească pe tatălui. Bărbatul se află în închisoare. Conform ProTV, băiatul de 15 ani și acuza mama de trădare, pentru că femeia îl părăsise pe tatălui și voia să rupă legătura cu acesta. Motivul din spatele despărțirii ar fi că bărbatul se află în închisoare din 2018 și este acuzat de fapte grave. Femeia avea numeroase dispute cu fiul său de 15 ani, mai ales după ce luase decizia de a se muta împreună cu acesta și cu fratele său mai mic, într-un apartament departe de bărbatul său violent, aflat în închisoare din 2018. Fiul său, cel mare, de 15 ani, avea o relație specială cu tatăl său, pe care îl vedea ca pe un idol. "Tu ești leul meu, în curând ne vom îmbrățișa din nou, pilonul meu", scria băiatul de 15 ani pe o rețea de socializare. Se pare că mama sa nu era de acord ca fiul ei de 15 ani să mai păstreze legătura cu tatăl aflat în închisoare. Asta l-a înfuriat și mai rău pe băiat. Și într-un atac de furie și-a înjunghiat mama de 4 ori. Valentina Giunta a fost găsită de poliție în viață în urmă cu 2 zile în casa ei. Polițiștii au intervenit după un denunț al unui membru al familiei victimei, care a spus că se teme că femeia ar putea fi în pericol. La fața locului au intervenit 118 cadre medicale, însă la scurt timp Valentina Giunta a murit. Poliția l-a arestat pe fiul ei în vârstă de 15 ani pentru omor, relatează ProTV.